Să învățăm figurile geometrice. Învățarea figurilor geometrice de către copiii preșcolari este fundamentală dezvoltării gândirii logice și formării structurilor de bază ale acesteia. Dezvoltarea capacității de recunoaștere, denumire, construire și utilizare a formelor geometrice. La grupa mică se va avea în vedere formarea reprezentărilor corecte despre unele forme geometrice plane, cercul și pătratul. Ca și mijloc de realizare eficient, se pot folosi jocurile didactice, alege jucăriile rotunde sau pătrate sau jocul spune cum este. De cele mai multe ori se face confuzie între termenii ce denumesc obiectele de formă rotundă și li se transmit copiilor informații eronate. Cercul, din punct de vedere științific, este figura geometrică plană formată din mulțimea tuturor punctelor egal depărtate de un punct fix. Deci face referire la ceea ce se sesizează ca parte colorată, practic la contur. Cercul este gol. În scopul reținerii diferențelor între termeni, se poate apela la imagini sugestive ale unor obiecte, precum inelul, cercelul, covrigul, brățara și multe altele, care au formă de cerc. Discul. Din punct de vedere geometric, discul este o formă geometrică definită ca o regiune din plan mărginită de un cerc. El este o formă plată și este plin, spre deosebire de cerc care este gol. În geometrie se vorbește eronat uneori despre area cercului, făcându-se referire, de fapt, la area discului. Cercului îi se poate identifica doar lungimea, circumferința. Obiecte sub formă de disc sunt farfuria, biscuitele, moneda, nasturii și multe altele. Rotund. Această noțiune vizează, conform dicționarului explicativ, obiecte de formă circulară sau sferică, de forma unui cerc, a unei sfere, a unui disc, în cazul în care se referă la atributele acestora, termenul este folosit ca și adjectiv. Ca și substantiv, se referă la figură sau suprafață în formă de disc sau de cerc. Utilizarea termenului de rotund pentru discurile din trusa logii, mai ales la grupa mică și mijlocie, nu este astfel greșită. Este incorrectă folosirea, în cadrul jocurilor logice, a denumirii pieselor rotunde ale trusei logii ca fiind cercuri. Ele sunt discuri sau rotunduri, adică jucării de formă rotundă. De reținut, cercul nu este disc, discul nu este cerc, dar ambele sunt rotunde sau rotunduri sau jucării de formă rotundă. Mingea, roata, globurile au formă de rotund sau formă rotundă. Pătratul este figura geometrică cu patru laturi egale ca și lungime și cu patru colțuri, le spunem noi, unghiuri drepte. Facem această mențiune întrucât și rombul are laturile egale, însă unghiurile sunt congruente două câte două, având dimensiuni diferite. Acest aspect nu va fi menționat copiilor, întrucât la grupa mică copiii vor învăța doar cercul, respectiv rotundul și pătratul. La grupa mijlocie vor învăța cercul, respectiv rotundul, pătratul și triunghiul, iar la grupa mare acestora li se va adăuga și dreptunghiul, deci nu se va face obligatoriu o comparație explicită despre romb. Ce poate avea formă pătrată? Plicul, batista sau tabloul? Dreptunghiul se aseamănă cu pătratul, cu diferența că are două laturi mai lungi și două mai scurte,
respectiv lungime și lățime. Ce poate avea formă de dreptunghi? Ciocolata, prosopul și ușa. Cum exersăm învățarea figurilor geometrice? Folosirea nisipului kinetic și a unor forme din plastic sau din lemn le dezvoltă copiilor capacități multiple, de la manualitatea fină la capacitatea de identificare a formelor rămase în nisip după amprentare. Simpla afișare a formelor geometrice într-o manieră atractivă, apropiată nivelului de vârstă și intereselor copiilor, va duce la perceperea acestora și la însușirea denumirii lor. Expunerea materialelor trebuie să se facă la nivelul de înălțime al copiilor, să fie accesibile și să permită manipularea cu ușurință a acestora. Asocierea figurilor geometrice cu aspecte apropiate cunoașterii preșcolarilor, respectiv viețuitoare, facilitează însușirea acestora de către copii. Sarcină creativă. Hrănește iepurașul cu morcovi de aceeași formă cu corpul lui. Achizițiile realizate de către copii pe această temă în perioada preșcolarității își vor regăsi echivalentul în activitățile școlare, îndeosebi la disciplinele care necesită utilizarea gândirii critice și soluționarea de probleme. Urmărirea conturului unor forme geometrice prin diferite modalități conduce la însușirea denumirii acestora și la perceperea corectă a formei corespunzătoare, aceasta stând la baza formării unor reprezentări corecte. Urmărirea contururilor formelor geometrice se poate face și utilizând instrumentele de scris atunci când copiii și-au însușit modalitatea de folosire a acestora și a hârtiei suport. Aceleași aspecte ale dezvoltării copiilor se remarcă și în cazul construirii unor forme geometrice utilizând materiale diverse. Scopul acestor exerciții este redarea corectă a conturului și asocierea denumirii corespunzătoare. Potrivirea figurilor geometrice prin asociere este un alt exercițiu care stimulează gândirea și creativitatea preșcolarilor. Sarcinile pot fi complicate la grupa mare, fiind introduse mai multe criterii de asociere în același timp. De exemplu, să fie triunghi și galben, acestea făcând parte din jocuri de aranjare a pieselor în tablou.